Bine v-am regăsit la talk show-ul pe teme social-politice prost și contra pe canalul Ronania TV, unde avem invitați pe cunoscuții videobloggeri, influenceri și vecini, Tetelu și Velicu. Bună seara, stimați invitați! Ar putea fi și mai bună fără boul de Velicu în platoul emisiunii! Poftim limbaj de autobază! Să-i răspund, mai bine las în prostia lui de idiot! E foarte bine că vă certați încă de la debut. Să vadă toți retarzii care se uită la Ronania TV că urmează dezvăluiri explozive. Vorbim despre Laura Codruța Chioveși și șansele ei de a deveni procuror șef al UE. Ce spuneți, stimați invitați? Spun că ești o bunăciune care sunt în limbă după tine. Nu despre mine vreau să vorbim acum, Tetelu. Păcat. Era un subiect frumos. Când ești liberă, te invit la un gangbang la mine în garsonieră. E un obsedat sexuant periculos, domnișoară. Să nu vă duceți. E spaima femeilor și a pisicilor din bloc. Nebunul ăsta a distrus familii. Nici eu nu știu dacă copiii mei sunt ai mei sau ai lui, sau ai lui sunt ai lui sau ai mei. Să vorbim totuși despre Chioveși, vă rog. Tetelu. Despre Chioveși, Doamne ajută să ajungă la Bruxelles și să-i lege pe toți hoții din Europa în frunte cu Dragnea și cu boul de Velicu. Alo, alo, ciocu mic, bă, hipster marxist care ești. Codruța Chioveși e o panarabă de procuroare și a făcut decât abuzuri. A arestat la comandă politică. De exemplu, pe Elena Udrea, care a băgat-o în pârnaie pentru un amăr de meci de box. Care box, bă, ești nebun că-ți trag eu un box în gură de sare borșă acum? Bătaia face bine la audiență. Nu trebuie să vă fie rușine. Ronania TV este un post fără rușine. Avem nevoie de audiență cu orice preț. Deci pot să-i fut una acestui cretin securist comunist? Sigur, cu plăcere. Publicul nostru este atât de retard încât ar crede că sunteți dușmani. Continuăm emisiunea Prost și Contra cu Tetelu și Velicu. Cum vedeți faptul că guvernul Dăncilă se opune ca Chioveși să ajungă la Bruxelles? Velicu? Foarte bine că se opune. De ce să trimitem la UE toate cozile de topor din țară, care face abuzuri și este sluga la ambasadorii străini? Să meargă mai bine procurorul Toaderel Tudorel Tudor Toader la Bruxelles, care eu îl stimez. Chioveși să stea acasă și să lupte în special cu hipermarketele, care ne otrăvește cu pește stricat. Ieri era să mor de la maioneza dintr-un caras. Are gust de căcat. Nu vorbi tu de multinaționale și de justiție în comparație cu Tudorel Toader? Doamna Chioveși este ca Maica Tereza pe lângă Kim Jong-un, băi cretinule! Până acum emisiunea a decurs perfect. De dragul CNA-ului, o să vă rog să nu-i mai spuneți cretinului Velicu. Ok, nu e cretin, e decât retard! Da! Acceptați titulatura de retard, domnul Velicu? Nu știu exact ce înseamnă ca semnificație, probabil e ceva peste sergent, retard ăsta, dar cred că e bine. Deci accept. Ca retard, ce argumente aveți, domnul Velicu, pentru ca să respingeți candidatura doamnei Chioveși? Exact toate argumentele care le are guvernul și PSD-ul. În sfârșit ai spus și tu ceva corect! Toți sunteți retarzi! Iar tu ești hipster idiot, bă, Tetelule. Vă rog, ne vede o țară întreagă. Ce impresie o să-și facă lumea despre emisiunea Prost și Contra? Că Velicu este prost și eu sunt contra, normal. Știi ceva, bă, Tetelule? Putem să trimitem la Bruxelles și pe Cioran, și pe Sebastian Brâncuș, și pe Ion Eminescu. Tu tot hipster nebun rămâi, ascultă la mine. E, hai că m-ai enervat acum, bodyguardule. Dacă nu iese Codruța la vot pentru Bruxelles, te bat de te caci pe tine, boule. Du-te, rabi, daci, bă, hipsterul pește care te cac în picioare. Du-te. Doamnelor și domnilor, cu această bătaie îndelung așteptată se încheie emisiunea de astăzi. Rămâneți pe recepție. Ați urmărit Prost și Contra. Rămâneți pe Ronania TV.